Guvernul a aprobat un proiect de hotărâre prin care este alocată suma de 1,4 miliarde de lei către 1600 de localități din țară. Din proiectul Ministerului reiese că ar fi nevoie în realitate de 8,5 miliarde de lei, din care pentru secțiunea de funcționare 4,7 miliarde, iar pentru secțiunea de dezvoltare 3,8 miliarde de lei. Suma totală solicitată de unitățile administrativ-teritoriale este astfel mai mare cu circa 7 miliarde de lei față de suma aprobată conform ordonanței Guvernului. Am distribuit suma de 1,4 miliarde de lei pentru diferite capitole de cheltuieli, așa cum au fost ele prevăzute în Ordonanța 12 pe 2019. De asemenea, scopul acestei hotărâri de guvern este acela de a asigura toate cheltuielile secțiunii de funcționare a bugetelor locale. Banii vor fi alocați către fiecare unitate administrativ-teritorială din țară prevăzută în lista aprobată, în total 1600 de localități. Sumele alocate sunt direcționate către asigurarea cheltuielilor de funcționare. Cheltuieli de personal, inclusiv drepturile asistenților personali și persoanelor cu handicap grav, indemnizații lunare ale persoanelor cu handicap, așa cum sunt ele prevăzute la articolul 42, alineatul 4 din legea 448 pe 2006, bunurile și serviciile pentru întreținerea unităților de învățământ și pentru cele aferente sistemului de protecție a copilului și centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap de la nivelul județelor, alte naturi de cheltuieli urgente necesare în anul 2019 și a căror plată nu poate fi amânată. S-a propus și, să spunem, o redistribuire a unei sume de aproximativ 23 de milioane de lei, rămasă după ceea ce aceste calcule pe care vi le-am prezentat puțin mai devreme au fost efectuate, astfel încât nicio comună, nicio comunitate locală cu rang de comună să nu aibă sub 3 luni de funcționare, chiar dacă acestea nu au solicitat către Ministerul de Finanțe, să spunem așa, aceste sume. Practic este, cum spuneam, o echilibrare și, sau în fine, cu precădere pentru zona de comune. În județul Dâmbovița, 46 de localități vor primi sumele alocate de Guvernul României, însă, în unele cazuri, banii repartizați sunt mai puțin decât sumele solicitate, astfel că primarii din aceste comune vor trebui să găsească soluții pentru a asigura diferențele. Un caz este cel din comuna Băleni, care a primit 772.000 de lei, deși suma solicitată a fost mai mare. A fost pe machetă de 869.000 de lei, plus 134.000 pentru salarii până la sfârșitul anului. Noi am primit prin hotărâre de guvern 772.000 de lei. Diferența care ne-ar fi trebuit, da, care ne trebuie pentru echilibrarea completă a bugetului local, această sumă o vom recupera din taxe și impozite. Am făcut două echipe care să meargă în teren. Până în acest moment 73% am obținut și urmează să spun, să fiu sincer, cam mai mult de 84-85% nu putem încasa asta. O problemă majoră a primăriilor o reprezintă însă amenziile aplicate de poliție cetățenilor și neachitate de an bun. În Băleni sunt persoane care cumulează datorii la buget și de 25.000 de lei din amenzi neachitate. Asta e cea mai mare problemă. Sunt persoane fizice care au amenzi cumulate de 20.000, 25.000 de lei, deci 200 de milioane, 250 de milioane de lei vechi, și care nu au nimic la numele lor și nu avem ce să recuperăm și ne împovărează bugetul local. Banii au venit ca o gură de oxigen pentru mai multe alte primării care nu aveau resurse financiare la acest moment pentru a încheia anul.